Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit 5 variante de fursecuri fragede dintr-un singur aluat pentru zilele de sărbători. Vă prezint ingredientele necesare. Într-un bol vom adăuga 150 de grame de unt fără sare. Untul trebuie ținut la temperatura camerei cu cel puțin o jumătate de oră înainte de a vă apuca de rețetă. Amestecăm puțin cu o spatulă, timp de câteva secunde, nu foarte mult. Apoi 100 de grame de zahăr pudră. Vom cerne zahărul înainte de a-l adăuga peste unt. Vom amesteca foarte bine zahărul cu untul timp de un minut. Pentru această rețetă nu vom avea nevoie de robotul de bucătărie sau de mixerul de mână. A trecut un minut, iar cu ajutorul unui tel vom amesteca restul de ingredient. Într-un bol voi adăuga un ou mărimea L sau 59 de grame de ou. Îl vom amesteca puțin, apoi vom adăuga din nou, puțin câte puțin, peste unt. Voi adăuga o altă parte de ou. Când oul a intrat foarte bine în unt, voi adăuga și restul de ou ce mi-a rămas. Și vom amesteca foarte bine. Eu nu voi face foarte multe fursecuri, dumneavoastră în cazul în care doriți să faceți o cantitate mare, veți dubla sau veți tripla cantitățile ingredientelor ce vi le-am prezentat în această rețetă. Voi adăuga o linguriță de esență de vanilie, voi amesteca timp de câteva secunde, iar acum această compoziție o voi împărți în două părți egale. Prima dată voi cântări pentru a vedea ce cantitate am obținut. Din ingredientele ce vi le-am prezentat, am obținut 274 de grame de cremă de unt. Voi adăuga 137 de grame într-un alt bol, 137, iar în acest bol avem la fel 137 de grame din această cremă de unt. Un bol îl vom da puțin deoparte, iar în acest bol voi adăuga 125 de grame de făină superioară, ce o vom cerne înainte de a o adăuga peste crema de unt. Vom amesteca foarte bine cu o spatulă. Și am obținut un aluat pe o folie alimentară și îl vom introduce în frigider pentru cel puțin o oră. Eu îl voi lăsa o oră și jumătate în frigider și ne vom apuca să facem aluatul cu cacao. Peste unt voi adăuga 120 de grame de făină superioară sau făină 3 nule și 15 grame de cacao. Vom amesteca foarte bine. Puteți înlocui cacaoa cu praf de ciocolată sau Nesquik. Când am obținut acest aluat de cacao, îl vom adăuga pe folie alimentară și îl vom introduce în frigider pentru cel puțin o oră. Eu îl voi lăsa la fel timp de o oră și jumătate, iar după ce a trecut acest timp, voi continua cu rețeta. Am scos aluaturile din frigider, le-am ținut în frigider timp de 2 ore. Vom presăra pe masă puțină făină, nu foarte multă. Aluatul are o consistență foarte solidă. Îl vom frământa puțin și îi vom da o formă pătrată. Eu voi face foarte puține fursecuri. Dacă doriți o cantitate mai mare de fursecuri, veți dubla sau veți tripla cantitățile ingredientelor ce vi le-am prezentat în această rețetă. Vom tăia aluatul în părți egale. Fiecare va face de ce grosime dorește aceste fursecuri. Îi vom da o formă dreptunghiulară. După ce i-am dat această formă, îl vom acoperi cu folie alimentară și îl vom introduce în frigider. Vom adăuga folie alimentară pe masă, apoi vom presăra puțină făină și vom întinde cea de-a doua bucată de aluat. La fel, îi vom da aceeași formă de aceeași grosime. Îl vom înveli în folie alimentară și la fel îl vom introduce în frigider. Vom pune din nou folie alimentară pe masa de lucru, vom lua o altă bucată de aluat și vom întinde ușor acest aluat de aceleași dimensiuni.
Vom înveli aluatul și îl vom introduce în frigider. Această bucată de aluat o voi adăuga în frigider. Vom presăra puțină făină pe masă, foarte puțină, să nu adăugați multă făină pe masa de lucru. Vom frământa puțin timp de câteva secunde și acest aluat de cacao. Îi vom da la fel o formă pătrată. Apoi vom tăia aluatul în patru. Și am obținut 4 bucăți de aluat egale. Vom pune puțină folie alimentară, vom presăra foarte puțină făină, vom lua o bucată de aluat și o vom întinde de aceleași dimensiuni și de aceeași grosime cu aluatul ce l-am introdus în frigider. Apoi îl vom introduce în frigider și vom proceda la fel și cu alte 2 bucăți de aluat. Cu această bucată de aluat o voi întinde puțin și voi adăuga bucățele de ciocolată. Dacă nu aveți aceste bucățele de ciocolată, veți mărunți puțină ciocolată albă și veți adăuga un aluat. Cantitatea de ciocolată o veți alege dumneavoastră. Vom lua o folie alimentară, vom presăra puțină făină, o vom întinde și după ce am amestecat foarte bine bucățelele de ciocolată cu aluatul, îl vom rula, apoi îl vom înveli în folie alimentară și îl vom introduce în frigider. Cu acest aluat ce mi-a rămas de la ambele aluaturi, voi face biluțe. Voi lua o biluță albă și o biluță neagră și le voi răsuci în mână. Pentru a face bursecuri stil marmură. Și îl vom introduce în frigider. Le vom lăsa în frigider pentru cel puțin o oră. După acest timp voi continua cu rețeta. Prima dată vom face fursecurile cu pătrățele de cacao. Le-am lăsat în frigider timp de 10 minute. Vom tăia aluat alb și aluat negru de aceeași dimensiune. La fel voi proceda și cu aluatul cu cacao. Iar pe o folie alimentară, prima dată, vom adăuga un aluat de cacao, vom înmuia o pensulă în apă și vom unge puțin acest aluat pentru a se lipi foarte bine aluaturile între ele. Apoi vom adăuga aluatul alb, ungem aluatul, vom pune un aluat cu cacao, ungem aluatul, un aluat alb. Iar în această parte unde avem aluatul cu cacao, vom adăuga un aluat alb, vom unge aluatul. Iar peste aluatul alb, voi adăuga aluat de cacao, vom unge puțin și imediat vom adăuga aluatul alb. Vom unge puțin apă și imediat adăugăm aluat cu cacao. Vom unge aluatul cu apă și vom adăuga un aluat alb. Nu apăsați pe sucitor atunci când îl veți trece peste acest aluat. Unde avem aluatul cu cacao, cel de-al treilea, vom tăia ușor și cu partea albă vom adăuga peste aluatul cu cacao. Iar acum vom adăuga peste aluatul cu cacao, aluatul alb, apoi aluatul cu cacao. Apăsăm ușor pentru a-i da o formă pătrată, apoi vom trece sucitorul foarte ușor peste tot aluatul. Îl vom tăia drept la capete. Și îl vom introduce în frigider pentru cel puțin o oră și jumătate. Am scos un aluat alb și un aluat cu cacao și vom face fursecuri stil ruladă. Vom întinde ușor aluatul. Vom obține fursecuri crocante, dar fragede în același timp. Vom adăuga puțină folie alimentară, vom așeza aluatul alb, iar peste aluatul alb vom adăuga aluatul cu cacao. Îl vom întinde ușor,
nu foarte mult. Eu fac o cantitate foarte mică din aceste fursecuri. Dumneavoastră, dacă doriți o cantitate mult mai mare, veți dubla sau veți tripla aceste cantități. După ce am întins aluaturile de dimensiunea ce o dorim, vom rula cu grijă acest aluat. Vom apăsa ușor pentru a întinde aluatul în mod egal. Exact așa. Îi voi da o formă pătrată. Iar acum vom introduce toate aluaturile în frigider timp de 10 sau 15 minute. Au trecut 15 minute. Am scos o parte de aluat alb, îl voi întinde foarte bine, vom măsura acest aluat, îl vom așeza pe o folie alimentară, vom presera puțină făină, nu foarte multă, vom așeza acest aluat, vom unge aluatul cu puțină apă, nu foarte mult, apoi vom acoperi toată această bucată de aluat. Vom tăia partea de aluat ce depășește acest aluat colorat. La fel, vom tăia și în această parte aluatul. Îl vom acoperi cu folie alimentară și îl vom introduce în frigider pentru cel puțin o oră. Am luat ruloul în care avem bucățele de ciocolată și o bucată de aluat ce mi-a rămas. O voi întinde foarte bine, un aluat subțire, pentru a înveli acest rulou de aluat în care avem bucățele de ciocolată albă. Apoi vom înveli acest rulou, dar înainte de a-l înveli cu celălalt aluat, îl vom unge cu puțină apă, nu foarte multă, sau albuș de ou. Vom tăia aluatul de pe margini. La fel, îl vom introduce în frigider. Iar dacă vă grăbiți, puteți să le introduceți în congelator până în momentul în care vedeți că aluatul s-a întărit suficient încât să-l puteți tăia. Acest aluat, atunci când îl vom așeza pe tavă sau când îl vom tăia, trebuie să aibă o consistență dură. Vom lua ruloul stil marmură, iar cu bucățica de aluat ce mi-a rămas, voi proceda la fel. Îl voi întinde foarte bine încât să acopăr acest rulou. Dacă vă grăbiți, puteți să adăugați aluaturile în congelator timp de 15 minute. Apoi le veți tăia de ce grosime și dimensiune doriți dumneavoastră. Cu restul de aluat ce mi-a rămas, voi adăuga puțin fulgi de nucă de cocos, o linguriță, nu foarte mult. Vom pune aluatul negru pe o folie alimentară, peste care presărăm la fel puțin fulgi de nucă de cocos. Întindem foarte bine cu sucitorul pentru a intra fulgi de nucă de cocos în aluat. Nu apăsăm. Dăm o formă alungită aluatului în care avem fulgii de nucă de cocos și vom rula acest aluat cu aluatul de cacao. Puteți să-l lăsați exact așa cum este sau să presărați la fel fulgi de nucă de cocos, exact cum voi proceda eu. Am pus fulgi de nucă de cocos pe folie alimentară și fără să apăs pe acest rulou, mișc acest aluat prin fulgii de nucă de cocos. Și acestea sunt 5 variante de a face fursecuri pentru sărbători. În momentul în care aluatul s-a întărit suficient încât să-l pot tăia, voi continua cu rețeta. Am încălzit cuptorul la o temperatură de 170 de grade. Am așezat hârtie pentru copt în tavă în care voi coace aceste fursecuri. Așa cum v-am spus, vă prezint 5 tipuri de a face fursecuri pentru sărbători. Aluatul s-a întărit foarte bine
și din acest moment fiecare le va tăia de ce grosime dorește. Așa arată aluatul pentru fursecul stil ruladă. După ce îl tăiem, îl vom așeza în tavă. Așa arată fursecul stil șah. Așa arată fursecul în care am adăugat nucă de cocos. Așa arată fursecul stil marmură. Și ultimul model de fursecuri cu ciocolată albă. Timpul de coacere am să vi-l spun în momentul în care le voi scoate din cuptor. Cum am cuptor electric, voi lăsa ambele rezistențe să funcționeze, iar grătarul cuptorului am să-l pun pe al doilea rând din partea de jos a cuptorului. Am scos fursecurile din cuptor, le-am ținut la copt timp de 12 minute. În momentul în care vedeți că s-au rumenit puțin pe margini, în acel moment le puteți scoate din cuptor. Le voi lăsa să se răcească puțin, apoi le voi așeza pe un platou. Și acestea sunt cele 5 variante de a face fursecuri de sărbători. Vă asigur că o să vă încânte această rețetă, ce pare complicată, dar este destul de ușor de făcut. Acestea sunt fursecurile stil șah, sunt foarte fragede. Acestea sunt fursecurile în care avem bucățele de ciocolată albă, la fel, sunt foarte fragede. Acestea sunt fursecurile stil ruladă. Acestea sunt fursecurile cu fulgi de nucă de cocos. Uitați cât sunt de fragede, iar acestea sunt fursecurile stil marmură. Vă asigur că o să vă încânte și această rețetă. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.